Pacea Domnului Iisus. Așa o întrebare. Cum rămâne cu fraza aceea care spune clar, credeți și nu cercetați? Dar eu nu știu la ce frază vă referiți dumneavoastră. Credeți și nu cercetați. Vă referiți în Biblie fraza aceea care spune clar. Cine a spus fraza asta? Unde a spus-o? Credeți și nu cercetați. Eu, din câte știu, ateii aruncă așa o învinuire creștinilor. Uite, creștinii, pentru ei, credeți și nu cercetați. Ar fi asta. Eu n-am găsit-o în Biblie. Eu în Biblie, din potrivă, ascultați ce am găsit în Biblie scris. În Biblie suntem îndemnați continuu să cercetăm Scripturile. Domnul Iisus, în Evanghelia după Ioan, a spus așa. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Auziți? Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă să cercetăm Sfintele Scripturi, să cercetăm Biblia, pentru că așa putem avea viața veșnică și așa îl cunoaștem pe Domnul nostru Iisus Hristos. În alt loc spune așa, zice... Da, este adevărat, spune într-un loc să nu cercetăm. Iată, zice, să mâncați din tot ce se vinde la piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Spune la 1 Corinteni, capitolul 10, când vorbește despre idolatrie. Zice, când mergem la piață, la piața aceea din Corint, se vindeau și carne care a fost folosită în temple păgâne, au fost sacrificate animale în temple păgâne, nu știu, idolatre, dar era carne, nu era nici cum, nu vorbește despre carne care ar fi stricată sau nu știu ce, nu despre asta vorbește. Carne care a fost undeva închinat, nu avem noi treabă cu asta, lucrurile astea nu ne interesează. Iată, despre asta spune, nu cercetați. Dar la Efeseni, capitolul 5, spune, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului ca să faceți. Deci noi, ca și creștini, totdeauna trebuie să fim într-o continuă cercetare, ce este bine, ce este plăcut înaintea Domnului să facem și ce nu este plăcut înaintea Domnului să nu facem. La 1 Ioan, capitolul 4, versetul 1, spune așa, prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Vedeți, iar suntem îndemnați să cercetăm duhurile, duhurile fiind învățăturile acestea, tot ce este în lumea aceasta, noi trebuie să cercetăm toate aceste învățături în lumina Sfintelor Scripturi. Domnul Iisus a mai spus așa, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Deci Dumnezeu vrea ca noi să cercetăm Sfintele Scripturi, să le cercetăm în profunzime, ca să avem o gândire biblică, toate lucrurile să le înțelegem, să avem înțelepciune duhovnicească. Iată omul care cercetează Scripturile, omul care s-a născut din nou și are Duhul Sfânt, omul acesta, el are Duhul lui Dumnezeu, el cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, el înțelege lucrurile lui Dumnezeu. Iată așa trebuie să căutăm noi, să cercetăm Scripturile. De aceea, nu știu, fraza asta nu este dreaptă, nu știu de unde ați auzit-o și vă zic să o ignorați și apucați-vă foarte serios să cercetați Sfintele Scripturi. Apropo, ați citit Biblia? Dacă nu ați citit Biblia, începeți în mod de urgență să o citiți Biblia. Citiți o Biblie, măcar cel puțin pentru cultură generală. Fiecare om trebuie să o citească Biblia. Dar când începeți să citiți Biblia, rugați-vă la Dumnezeu să vă descopere mesajul Bibliei, să vă descopere înțelesul Bibliei. Biblia a fost scrisă de oamenii lui Dumnezeu care au fost călăuziți de Duhul Sfânt și iată, prin Duhul Sfânt, Biblia poate fi înțeleasă. Așa că începeți să citiți Biblia. Dumnezeu să vă ajute!